Bună seara, bun găsit, dragii mei, la o nouă emisiune de astrologie. Iată că m-am întors printre dumneavoastră, deși am să plec din nou, că asta este situația, trebuie să dispar 2 săptămâni. Oricare dintre noi mai pleacă în concediu și este nevoie să fac treaba asta. Din păcate, nu o să am timpul necesar să pot să asigur materialele la zi cu horoscopul, dar vreau să reluăm de unde pornisem, să reluăm, să pornim mai departe cu ceea ce discutam noi acum 2 săptămâni despre medicina orientală. Astăzi vreau să continuăm cu elementele de medicină energetică sau vibrațională și dacă avem timp cu elemente de astrologie medical ayurvedic. Medicina energetică, trebuie să știți că lucrează cu conexiuni subtile. Ele se realizează între minte, trup și suflet și spirit, pardon, toate menite să mențină echilibrul dinamic. Iar, din nou, foarte important ce trebuie dumneavoastră să știți, că, de exemplu, homeopatia și esențele florale sunt două forme de medicină energetică care acționează asupra câmpului energetic al corpului uman și care au particularitatea de a acționa asupra sistemului nervos, dar și asupra psihicului uman. Simptomele psihice, care au drept substrat perturbarea subtilă a câmpului energetic, sunt adesea ignorate. O viață sănătoasă poate regla aceste tulburări acționând direct asupra capacității organismului de a-și menține echilibrul și se compensează în fața stresului, de exemplu. Simptomele dereglării acestui mecanism de autoreglare se simt când este caniculă, când mâncăm în grabă, când suferim un accident sau o boală care ne obligă să stăm la pat mai multă vreme. Aura este un câmp energetic aflat împrejurul și chiar pătrunzând în interiorul corpului nostru. Clarvăzătorii și tămăduitorii descriu aura ca fiind având formă de ou, de o luminozitate și o culoare particularizată pentru fiecare nativ în parte. Aura se întinde peste corpul material, poate avea o grosime de la câțiva centimetri până la câțiva metri. În ultimii ani, însă, foarte mulți oameni spun că văd aura în culori pe care le radiază cu siguranță diferitele forme de energie din corp, transformând acest lucru într-un adevărat fenomen de masă. Mai întâi, știința a fost cea care ne-a dat această informație, dar ceea ce se întâmplă de câțiva ani încoace este un adevărat fenomen, mai ales de când aura a putut fi fotografiată și mă refer în mod special la liderii în domeniul cercetării, le fiind făcute de savanții ruși și în mod special mă refer la efectul Chirilian. Fizicienii au cunoștință despre aceste lucruri atunci când vorbesc despre curgerea energiei și despre materialele conductoare, cum este firul electric, cum este conductibilitatea câmpului electromagnetic sau diversi conductori. Acest curent poate fi măsurat cu un instrument electric numit galvanometru și care este elementul de bază dintr-un generator electric. Procedeul fotografic de care aminteam, și anume Chirilian, este singurul capabil să surprindă aura și să o imortalizeze. S-a văzut atunci că aceasta este alcătuită din mai multe straturi energetice, fiecare având o anumită vibrație și implicit o anumită culoare. Ca să înțelegem acest lucru, haideți să le luăm pe rând și să vedem dacă primul strat de energie este ușor de recunoscut. Să presupunem că cineva din jurul dumneavoastră se enervează, se înfurie. Ce se întâmplă? Primul lucru reținut este că energia acestei furii va lovi mai întâi în afară sau în stratul spiritual al aurei, ori în aura dumneavoastră, care este aurei dumneavoastră. O să preluați acest lucru fără să vreți. Cel mai bun lucru pe care îl puteți face în această situație este să fiți calmi și să vă spuneți că respectivul sau respectiva a avut o zi grea. Nu vă încărcați cu partea energetică, vibrațională scăzută
acestuia, adică nu vă enervați, nu vă înfuriați, nu răspundeți cu aceeași monedă, ci luați-l cum sunt, încercați să-l calmați și lucrurile se vor așeza în matcă. Din nefericire, și a doua oară când vă întâlniți cu persoana respectivă, ea poate fi furioasă. Energia acesteia începe să penetreze de asta dată stratul mental din aura dumneavoastră. Vă spuneam că corpul uman are mai multe învelișuri. Energia acesteia veți crede că dumneavoastră sunteți cel care ați provocat. Senzația asta și este că dumneavoastră sunteți cel care a provocat problemele și supărările celui care este furios. Și veți începe să vă puneți problema cum să-l ajutați. Dacă persoana respectivă continuă să fie furioasă în prezența dumneavoastră, înseamnă că energia acestuia va ajunge să pătrundă foarte adânc în câmpurile dumneavoastră energetice, ajungând până la stratul emoțional, astfel că ușor, ușor vă veți înfuria și dumneavoastră și, bineînțeles, când persoana respectivă se va afla în preajma dumneavoastră, veți deveni irascibil fără să știți de ce. Ei bine, din cauza acestui motiv. În fine, dată situația fiind să menține dacă situația se menține stresantă, și energia dumneavoastră fizică va avea de suferit, mușchii se vor tensiona, vă veți simți umilit sau veți fi permanent într-o postură defensivă. Exemplul de mai sus arată că aura este compusă din patru straturi foarte importante. Alții spun că este compusă din 7 straturi. Eu, pe unde am găsit cel mai frecvent, am găsit 4 straturi, și anume vorbim de spiritual, stratul spiritual care captează toate stările noastre sufletești, mentalul care conține toate gândurile și cele mai profunde credințe, emoționalul unde se găsesc tristețea, furia, veselia, bucuria, adică întreg spectrul emoțional și fizic, care de fapt este corpul dumneavoastră, este corpul nostru, iar literatura ezoterică împarte câmpul fizic în corpul material și corpul eteric, care ar fi inclus în corpul fizic. Mulți dintre cei care spun că văd aura nu pot face însă diferența între aceste straturi, pentru simplul motiv că acestea coincid cu propriile straturi și de fiecare câmp este specific persoanei pe care o analizăm. În schimb, clarvăzătorii văd aura ca pe un joc strident de lumini, energia în mișcare, înțepând, împungând, ciupind, vibrând în diferite tipare și culori. Iar dacă unii oameni au avut norocul să se nască cu abilitatea de a vedea sau de a simți aura, ceilalți pot învăța cum să o facă. Normal că trebuie să ne întrebăm cum am putea interpreta aura. Și, într-adevăr, pot fi depistate diverse forme sau tipare care să sugereze sănătatea sau, dimpotrivă, problemele fizice. Cu timpul veți învăța să distingeți între emoțiile personale și stările fizice proprii și cele ale altei persoane. De exemplu, când vedem un câmp translucid, energetic echilibrat, senzația este caldă, binefăcătoare și învăluitoare. Semnifică transparența aurii și echilibrul energetic tipic unei sănătăți bune, vitalității, clarității mentale și echilibrului emoțional. Când vedem o aură zimțată sau o energie haotică, disconfortul apare prin senzații arzătoare sau înțepătoare. Această aură este tipică furiei și poate fi chiar și un indicator de sănătate care sugerează boli ale sistemului imunitar, infecții, dar și o confuzie mentală. În această situație nu faceți supoziții sub nicio formă, ci trimiteți omul la medic. Când aura este palidă, energia este tulbure și senzațiile sunt deloc plăcute, această aură vorbește despre stări de rău, tristețe, ori depresie, poate indica în același timp gelozia sau încăpățânarea, refuzul de a uita ceva neplăcut, mai poate da indicii asupra unor slăbiciuni fizice, asupra slăbiciunii memoriei. Și a unor lucruri pe care de multe ori noi nu putem să le controlăm.
Dar toate acestea le vom discuta pe măsură. Dumneavoastră va trebui să vă obișnuiți cu ele un timp. O să vedeți că devine ca un soi de a doua profesie și toate vor porni și analiza dumneavoastră va fi una pertinentă la obiect, ceea ce vă va face foarte ușor, ușoară, cum să spun, foarte ușor disponibilitatea pentru a ajuta aceste persoane sau persoanele care au probleme să se reechilibreze. Atenție mare, trebuie să învățați însă în același timp ca și dumneavoastră să închideți câmpurile, să vă închideți câmpul energetic, pentru a nu, că nu știți, chiar dacă sunt bolnav, de regulă bolnavul este un vampir emoțional, vă puteți trezi cu stări de rău, cu stări de vomă, cu dureri de cap, cu incapacitatea de a resera, senzația de sufocare. Lucrurile acestea trebuie să rămână undeva în background, tocmai prin această protecție, cum o numim noi, pe care dumneavoastră trebuie să o aveți. Pauză și revenim. Apoi avem, atunci când vedem aura înghețată sau energie slabă, senzația de rece, simțim senzația de rece, de umed, ori de înțepenire, trebuie să știți că indică teamă, frică, groază, credințe de neclintit sau o traumă foarte veche. Culorile aurei constituie subiectul unor controverse de foarte mult timp, de aceea voi încerca să vă prezint cât mai succint ca să fie ușor de urmărit. De exemplu, când vedem o culoare roșie, înseamnă că e o culoare strălucitoare care sugerează natura pasională și energică, adesea asociată cu oameni întreprinzători, curajoși sau dornici de afirmare. Dacă culoarea se păstrează intactă și în adâncimea celorlalte straturi, acest lucru sugerează orientarea fizică în viață, spiritul de aventură și de regulă un om stăpân pe acțiunile sale. Un roșu tulbure sau întunecat poate sugera teama, iar un roșu portocaliu interesul pentru sex sau pentru pasiunile nestăvilite. Portocaliu simbolizează o persoană creativă cu personalitate aventuroasă, de asemenea poate arăta și pasiunea intensă, pasiunea de apropiere, pasiunea pentru ceva ce îi place foarte mult omului, dar și ambiția. Galben indică o persoană inteligentă, afectuoasă și veselă, adesea neobosită. Uneori mai poate sugera și energia intelectuală. Verde, și mai ales verde cu strălucitor, este culoarea inimii și în consecință sugerează vindecarea și creșterea, sporul. Cei care au foarte mult verde în aură sunt foarte buni consilieri și cei care au reale calități de tămăduitor sunt sociabili și le place să-i ajute pe ceilalți. Un verde închis dă indicii despre oameni cărora le place să-și asume responsabilități, sunt ambițioși, le place să muncească pentru a aduna avere și a trăi o viață îmbelșugată, pe când verdele tulbure îl arată pe invidios. Albastru este culoarea expresiei de sine, așa că atunci când apare într-o aură, s-ar putea să aveți în față un dascăl sau pe cineva care vorbește în public cu foarte mare ușurință sau poate doar se exprimă pe sine. Oamenii cu o aură albastră intactă sunt senzitivi și știu să-i sprijine pe ceilalți și la bine și la rău. Aura roz indică o persoană îndrăgostită care practică meditația pentru a-și dezvolta latura afectivă și spirituală. Purpuriu vorbește despre persoană extrem de senzitivă și care caută înțelegerea trecutului prin creștere spirituală. Negru, să știți că nu este o culoare rea, dar atunci când trece de la tulbure, înțețoșare, la o culoare inertă, dă indicii asupra unor slăbiciuni, asupra unor boli, adesea incurabile sau depresie. Negru mai poate sugera și latura misterioasă a persoanei. Alb este o culoare care dă indicații despre o persoană foarte implicată,
sau, dacă vreți, prezența îngerului păzitor ori a ghidului spiritual alături de ea. Auriu este o persoană care își dezvoltă ființa interioară, de asemenea indică o legătură foarte puternică cu divinitatea și, în sfârșit, argintie, aceste persoane sunt adesea buni în comunicare sau foarte buni pe relația cu publicul. Din punct de vedere anatomic, sistemul nervos este conductor pentru impulsurile nervoase, curgerea acestora asemănând foarte bine cu ceea ce am numit noi curent electric. Impulsul este transmis de la fibra nervoasă, asemenea impulsului electric, care poate fi măsurat cu instrumente cum este electrocardiograful, electroencefalograful, undele alfa și beta ale creierilor sunt unde electrice și de aceea epilepsia poate fi detectată cu ajutorul electroencefalogramei, pentru că în esență epilepsia este o boală rezultată în urma unor perturbări a transmisiei impulsurilor nervoase și se pare totuși că este ereditară. Știm cu toții că atunci când curentul nervos trece prin conduct, creează un câmp magnetic în ceea ce îi privește pe oameni, iar această aură este această aură pe care foarte mulți susțin că o văd. Este o chestiune controversată vederea ei, deoarece este impropriu spus, de fapt se pare că este vorba despre impulsuri electrice pe care le percepem venind de la o altă persoană sub forma unor culori. Majoritatea fizicienilor și biofizicienilor spun că de fapt aura nu se poate vedea, cum nu vezi câmpul electrostatic, dar pe care poți să-l simți și că este vorba de fapt despre un câmp static, de această dată câmpul static uman. Că ni se pare colorată este rezultatul percepției noastre, cum vă spuneam, mesajul care ajunge la creier și unde este decodificat la nivelul acesteia, apoi retransmis sub forma de imagini de culoare. Când trecem pe lângă un generator electric, intrăm în câmpul de vibrație al acestuia, la fel când ieșim, în câmpul magnetic. Dar și la intrare și la ieșire, întotdeauna se va produce o scurgere de energie. La fel se întâmplă când intersectăm una din numeroasele linii magnetice care leagă polul nord de polul sud. Ca să nu mai spun despre organismul nostru că impulsurile electrice care voiajează în sus și în jos datorită sistemului nervos sunt ceva normal. La fel se poate întâmpla când asistăm la un experiment cosmic, deoarece câmpurile energetice galactice interferează, dacă vreți, sau influențează mai precis, dar eu spun că interferează, nu neapărat să influențeze, într-un fel sau altul câmpul magnetic al Pământului, la fel cum energia planetelor din galaxia noastră interferează atât cu câmpul magnetic al Pământului, cât și cu câmpul magnetic al oamenilor aflați în acel punct de intersecție și influențează transmiterea impulsului nervos, fiori, stări inexplicabile de energie debordantă, stări de bine, de, cum se spun, inerțiale, agitație mare, dar la fel de bine putem vorbi și despre stări de rău. Iată deci cauze și efecte, rezultata relației care se poate stabili științific între ceea ce este sus și ceea ce este jos, conform legii universale a polarității. Mergem mai departe să vedem ce se întâmplă cu elementele de astromedicină ayurvedică. Această știință este originară din India, are o vechime de mii de ani, înseamnă știința vieții. Este o știință care clasifică tulburările fizice și mentale pornind de la constituția organică de bază sau tipul de organism. Elementele ayurvedice cu care se lucrează sunt numite dosha, denumirea sanscrită pentru temperament, apropo de teoria temperamentului, care a fost preluată și în Europa, dar a fost preluată pe filiera elenă de la Aristotel. Găsim elemente comune cu teoria umorilor, desemnează trei tipuri fiziologice distincte, pita, nervos și tăios, kapha, greoi predispus spre retenția de apă, vata,
sec, vorbăreț sau și superficial. Pita este intensă, activă și volatilă, cu aplecare spre alimentele condimentate și băuturile cafeinizate. Cafea este în același timp calm și încet, dar și depresiv, cu tendințe spre obezitate. Vata este meticulos, irascibil, cu toane, nervos și adesea suferă de pe urma proastei digestii. Când pita este stimulat din abundență, cafea este prea indulgent cu sine, iar vata devine irascibil, boala și suferința sunt asociate cu erupțiile cutanate. Pentru a calma simptomele și a promova calitățile ayurvedice, specialiștii recomandă un anumit mod de viață, de la regimul alimentar la exercițiile fizice și încurajarea unei atitudini pozitive în fața vieții. Astrologic vorbind, fiecare doș are trăsături comune cu semnele zodiacale și cu stăpânii planetare ai acestora. Energicele și întreprinzătoarele semne de foc, berbec, leu și săgetător, sunt asociate cu pita. În ciuda acestei clasificări, însă, semnul de apă, care este scorpionul, este și el de categorie pita, deoarece este în același timp stresat și stresant. Marte, care stăpânește atât berbecul cât și scorpionul, soarele, care guvernează leu, și Pluto, care alături de Marte vede de scorpion, sunt considerate de asemenea planete pita. Jupiter, care guvernează săgetătorul și co-guvernează peștii, poate fi atât pita cât și cafa. Dacă temperamentul de tip pita conduce în topul bolilor digestive cu precăderea ulcerelor și a bolilor cardiovasculare, cele de tip cafa de regulă vorbesc despre retenția de apă din organism, despre bolile respiratorii, probleme ale sistemului limfatic și boli cronice, cum sunt diabetul și astmul. O calitate a temperamentului de tip cafa este că acești oameni sunt liniștiți, miloși, de încredere, oameni pe care te poți bizui, agreabil și calm. Când sunt presați de termene și schimbări pe termen lung, pot deveni stresați, fac excese care inevitabil vor duce la o boală cronică, devin letargici și chiar depresivi. Deoarece un metabolism lent, uneori datorat activității lente a tiroidei sau unei deficiențe de iod, iată măcar un motiv pentru care acești nativi ar trebui să mănânce mai mult pește și fructe de mare. Acumularea de kilograme este rezultatul consumului exagerat de mâncare și de alcool. Atenție, nu este vorba neapărat de alcoolul în sine care se consumă la o aniversare sau paharul de bere pe care îl bei acasă, este vorba de alcoolii care se găsesc în diverse alimente pe care noi le consumăm. Știți probabil că și o murătură are o anumită cantitate de alcool la care trebuie să fim atenți. Nu toată lumea poate. Sunt unii care mănâncă murături, cum spunem noi, multe. Alții, dacă au mâncat un castravete sau o jumătate de castravete, deja încep să vorbească, să li se facă rău, să aibă probleme gastrice, probleme cu stomacul. Pentru a preveni retenția de apă și pentru a stimula metabolismul, ei trebuie să consume ceai de ghimbir, să mănânce fructe și legume verzi pentru a ajuta la eliminarea toxinelor din organism. Lactatele, sosurile, alimentele bogate în gluten și consumul exagerat de sare favorizează retenția de apă în țesuturi. Din punct de vedere astrologic, semnele Taur, Rac, Balanță, Săgetător și Pești sunt de tip cafa, fiecare dintre semnele amintite fiind renumite pentru robustețe, dar și pentru că sunt prietenoase, agreabile, binevoitoare și săritoare la nevoie. Totuși, acești nativi au momente de tristețe, de melancolie, de irascibilitate, mai ales atunci când pătrunzi în lumea lor fără a-ți cere voie, sau dacă mănâncă pe ascuns, consumă droguri, ori alcool, ori alte lucruri de acest fel. Săgetătorul, care este semn de foc, este în același timp și pita, dar și cafa, cum spuneam mai sus, și este mai puțin predispus spre depresie din acest grup de semne datorită stăpânului său planetar, Jupiter. Dar despre toate astea vom vorbi la următoarea întâlnire. Până atunci, luăm o pauză ca să începem să vorbim despre previziuni.
Săptămâna aceasta vom face previziunile pentru perioada 10-16 septembrie. O să începem, bineînțeles, continuăm, bineînțeles, cu semnul Fecioarei. Ce putem să spunem? Odată, ieri că a fost lună plină, se închide, mai avem un pic și se închide și ciclul retrogradării mercuriene și se face pace. Mai un pic, o să intrăm în octombrie, care iar va fi o lună, acum parcă încă sunt liniștite lucrurile, dar eu am senzații, nu știu de ce am așa un feeling că luna octombrie și noiembrie vor fi 2 luni extrem de dinamice și va trebui să vedem ce este de făcut și să mergem mai departe. Deci spun că voi începe cu semnul Fecioarei, pentru care este foarte interesant contextul astral, pe fond careul T cu focar conjuncția luna neagră Saturn. V-am spus că de câteva săptămâni luna neagră este în conjuncție, acum e de a început să fie separantă cu Saturn, dar încă este conjuncție. Le va da destul de multe bătăi de cap, ar putea fi puși în situația de a-și asuma o serie de greșeli și, sau de a le recunoaște într-un anumit context. Trigonul în semnă de foc le poate aduce o îmbunătățire a relațiilor cu ceilalți, mai ales cu oamenii din subordine, dacă sunt șefi, prin aplecarea asupra problemelor acestora și încercarea de a le întinde o mână de ajutor. Este un trigon care vreau să spun că i-a însoțit și îi va însoți încă multă vreme de acum încolo. Pentru unii, săptămâna aduce încheierea unui ciclu saturnian. Dacă vorbim de primul ciclu, știm că asta înseamnă că se încheie ciclul învățării, când s-au terminat studiile, unii și-au întemeiat o familie și-au început drumul prin viață, au un loc de muncă, alții au ajuns în posturi sau poziții sociale la care au visat poate din copilărie, sau și alții abia acum decid încotro să se îndrepte. În cel de-al doilea ciclu saturnian aplicăm ceea ce am învățat în primul, dacă sunt lecții pe care nu le-am învățat, ca la orice examen, corigențele le vom da în cadrul acestui ciclu. Dar dacă este vorba de încheierea și celui de-al doilea ciclu și începerea celui de-al treilea, cum se întâmplă în cazul meu, și am avut una din marile surprize, nici prin cap nu mă așteptam, nu-mi trecea, scriind și făcând cercetare în astrologie, deodată, brusc, să-mi dau seama că am nevoie să scriu literatură. Eu, până în 89, am scris foarte multă literatură de introspecție, am publicat câteva cărți de ficțiune. Ei, vreau să vă spun că am terminat o carte, o am pe a treia și am și astăzi am realizat că, de fapt, venind către dumneavoastră, de fapt, ciclul saturnian este cel care mă aduce în momentul de acum 28 de ani, când într-adevăr e drept la Cluj, în plan local, erau celebri echinoxiști, eram un nume, nume ca literatură. Acum nu eram singura care scria, eram unul din discipolii lui Augustin Buzura, Dumnezeu să-l odihnească. Și iată cum, după 28 de ani, nici măcar faptul că am continuat să scriu ca presă, ca om de presă, că am continuat să scriu ca și om, ca astrolog, scriind carte de astrologie, nu. M-a întors înapoi la proza de ficțiune și vreau să vă spun că simt o eliberare și o ușurare cum nu se poate mai extraordinară. Și este un moment, ceva am greșit acum 28 de ani, ceva am făcut eu atunci de m-a întors exact în acest moment și cred că asta a fost. Nu trebuia să abandonez proza de ficțiune. Dar continuăm și mergem mai departe. Revenind acum la semnul Fecioarei, posibil ca în zilele de 10, 11 și 12 septembrie să se confrunte cu blocaje de comunicare pe relația cu străinătatea. Nu vorbim de munca afară, ci vorbim de un anumit tip de relații, probabil au părinți, au copii, au prieteni afară, mail-urile se duc, se întorc, apeluri telefonice aiurea, stări de nervi, asta datorită conjuncției lună neagră Saturn și chiar Marte, care vine și face o opoziție mai degrabă cu Saturn. Cu Mercur revenit în semnul lor, creativitatea și memoria analitică vor lucra din plin. Vor fi remarcați pentru ideile lor și li se vor încredința proiecte de anvergură. Știm foarte bine
că pe 5 septembrie Mercur a revenit în mers normal din semnul leului. Și atel că acum se duce repejor către semnul fecioarei. De am zis despre el că în momentul în care se întoarce, asta se întâmplă undeva prin 12-13 septembrie și, cum spuneam, creativitatea și memoria analitică vor lucra din plin. Relația care părea că scârție întrucâtva, datorită curiozității maladive a fecioarelor, curiozitate pe care majoritatea o interpretează greșit și de aici unele probleme, poate fi vorba despre o dispută financiară legată de un drum lung în țară sau în străinătate pe care ar dori să-l facă celălalt partener. Cum stau foarte bine la capitolul muncă, plățile vor fi pe măsură, totuși configurația cunoscută sub numele de zmeu din 13 septembrie arată că spiritualul va prima, asupra materialului cu un potențial extraordinar de creație, care însă, din păcate, n-aș crede că va fi folosit la valoarea lui reală, ci va ajunge să fie masat într-o altă zonă. Vom vedea săptămâna viitoare unde. În cât privește starea de sănătate, le sugerez și lor un set de analize, dacă se poate, analize medicale care să țintească în mod special digestia. Balanță. Ei bine, și acești nativi se vor bucura de o sporire a creativității, mai ales dacă se pune problema rezolvării unor aspecte financiare de astădată. Balanțele tinere care încă studiază se află în fața debutului unui nou an de studiu, cu alte cuvinte, sunt pe ultima sută de metri. Cele care sunt angajate, în special în structuri economico-financiare, vor da măsura flerului financiar pentru care ei sunt renumiți. Banii vor veni nu doar din muncă proprie, ci și din varie speculații financiare, posibil ca în zilele de 11 și 12 septembrie să le intre în conturi sume frumușele, mai ales că cu o zi înainte, conjuncția Luna Neagră Saturn părea să le blocheze accesul spre niște bani sau spre o moștenire. Dacă sunt juriști și au vreun proces pe penal, 11 septembrie le poate aduce un câștig de cauză, dar să fie atenți și la celelalte căi de atac. Se câștigă o luptă, nu războiul. În ce privește relația, aici lucrurile par să se detensioneze, ceea ce este foarte bine, poate și pentru că acești nativi nu mai doresc fățiși atât afecțiune cât înțelegere, nu mai așteaptă ca partenerii să facă primul pas, ci vor fi ei cei care vor iniția dialogul, se vor apropia și se vor deschide în loc să acuze că sunt ignorate sau date la o parte. Cuplurile tinere s-ar putea să decidă vis-a-vis devenirea pe lumea unui copil, conceperea unui copil, sau vor căuta căi cât mai accesibile pentru a cumpăra un apartament sau o casă. Stau foarte bine la capitolul încredere în sine, dar acest echilibru le va fi tulburat pe 14 septembrie de o veste ceva mai dramatică, în sensul că o persoană la care îi țin foarte mult și aș tinde să cred că este o femeie, mamă, soră, cumnată, fiică, parteneră, trebuie să suporte o intervenție chirurgicală în regim de urgență. Dacă însă este vorba despre o femeie mai în vârstă, cum ar fi, de exemplu, mama sau bunica sau soacra, atunci cred că vorbim despre boli cronice, cum sunt cele cardiace, cum este reumatismul, care revin prin pusee acute, revin în forță. În ce privește starea lor de sănătate, aș vrea să fie puțin mai atenți la tulburările tractului urogenital, la răcelile urmate de cistite sau prostatite sau alte lucruri care implică rinichii, vezica urinară, ureterele. Deci, mare grijă, este vorba despre ceea ce de acel organ și de acele organe care ajută la filtrarea lichidelor de catabolism și eliminarea lor din organism. Scorpion.
pe 11 și 12 septembrie ar putea să fie plecați undeva, atenție, în interes de serviciu însă, nu de plăcere, și le sugerez să fie foarte atenți în ce se bagă, în ce intră, nu de alta, dar lucrurile pot lua o turnură neașteptată, nu atât de legalitate cât de conștiință, să spunem. Pe de altă parte, încrederea în sine și în ceea ce fac este atuul lor forte. Spuneam mai acum câteva luni că acești nativi au început un ciclu și au finalizat un ciclu al destinului care presupunea o reechilibrare de tipul după faptă și răsplată. Iată că acest ciclu a trecut, l-au dat la o parte, au început un nou capitol. Mare atenție, repet, cu ce vor completa paginile albe. Când spun noroc, mă refer la afacerile pe care le încheie, la ceea ce doresc să demonstreze și să demareze, la investițiile financiare pe care vor să le facă, la familia pe care doresc să și-o întemeieze, la copilul care trebuie să li se nască, și iar acum este o perioadă foarte bună pentru a plănui, să se așeze și ei o clipă și să mediteze la ceea ce doresc să facă în viitor. La capitolul dragoste, cum au obiceiul, încearcă să-și impună voința, lucru deloc agreat de cei din jur, ca să nu mai spun de parteneri, dar cei care știu cum să ia, vor avea numai de câștigat. Dacă este vorba însă despre afaceri, să știți că știu să asculte, vorbesc puțin și prin tăcere de regulă conving cât sunt de buni. Ei bine, o asemenea strategie este foarte bună pentru că are efecte extraordinare. Deci atenție ce faceți pe 12, 13, 14 septembrie. Poate că încăpățânarea să-și lase amprenta, iar conjuncția luna neagră Saturn să tensioneze ceva mai mult atmosfera, dar au forța să treacă peste și să-și vadă de treburile lor. Pe 14 septembrie, cei care sunt singuri, mă refer la bărbați, ar putea întâlni partenera visată, ca mai întotdeauna, bineînțeles, există și un dar, până nu de mult erau fascinate femeile, nu atât de ei cât de portofelul lor. Acum se pare că partenera ar putea să fie fascinată de jocul lor, însă nu toate femeile sunt pregătite pentru un asemenea joc pe care îl fac scorpionii și ar putea ca visul să se transforme într-un veritabil iad. Pe 15 și 16 septembrie, cei care știu că au probleme cu rinichii, să fie atenți, după cum le-ar sugera, să fie atenți și la bolile cu transmitere sexuală, de altfel toată vara le-am spus treaba asta, începând din de vreme, primăvară, de 1 mai, când au fost mini-vacanțele alea, când au tot început să curgă. Este a treia săptămână consecutiv când se observă acest lucru în tema lor natală. Și știuți, fiindcă ei sunt iubăreți din fire, le sugerez să aibă mare grijă. Săgetător. Deși din multe puncte de vedere drumul acestor nativi s-a deschis, tensiunile la nivel financiar și de afaceri rămân actuale, foarte multă încrâncenare pentru a păstra lucrurile cum sunt, dar din păcate încăpățânarea nu are nimic comun cu ambiția, știu foarte bine și ei a treaba asta. Tensiunile afectează bunul mers al afacerilor pentru că mintea lor este centrată pe lucruri care, din păcate, nu mai funcționează. Pluto în casa comunicării și împătrat cu Jupiter operează la structuri intime ale psihicului și dacă ei nu înțeleg că trebuie să renunțe la ceea ce este vechi și perimat și să se plieze pe ceea ce este nou, vor avea parte numai de blocaje și pot atrage riscul pierderii tuturor bunurilor, dar și a prietenilor și susținătorilor. Zile mai ciudate, 11, 12 și 13 septembrie. Totuși, pentru cei angajați, Mercur în casa carierei, alături de Venus, Marte și nodul Nord, le mai îndulcește nițel săptămâna, făcându-i să uite de stresul cotidian. Este bine că acasă lucrurile sunt calme, cel puțin în zilele de 14 și 15 septembrie, și le pot aduce surprize plăcute din partea copiilor, celor căsătoriți, ori primesc vestea că în sfârșit vor deveni părinți cei care își doresc un copil. Le-a sugerat cât sunt la volan să nu se enerveze, să se lase depășiți, chiar și neregulamentar. Nu este treaba lor să facă pe polițiștii. Există destui
la circulație. Mi se pare însă firesc să se bucure de integritatea organismului decât ca un puseu de tensiune să le aducă lucruri mai grave sau, Doamne ferește, chiar un accident în sine, nu de alta, dar curând vor trebui să se implice în lucruri mari care să le asigure viitorul mult timp de acum înainte. Capricorn. Iată un semn care a început să se echilibreze. Mai mult de câteva luni au trecut și la reevaluarea relațiilor. Asta e foarte important pentru ei. Au înțeles că pentru a merge mai departe au nevoie de relații noi, curate, de oameni pe care să se poată baza. Continuă această curățenie, fapt care le aduce o stare de liniște pe care au uitat-o să o mai încerce în ultimii ani. Asta nu înseamnă că își abandonează munca. Nu. Normal că tot ceea ce se circumscrie ideii de creștere și de acumulare financiară este la ordinea zilei. De aceea, în comparație cu cei care se odihnesc sau se distrează, în zilele de 11 și de 12 septembrie, de exemplu, ei vor fi la serviciu până seara târziu, se vor distra acolo. Eufemistic vorbind. Trebuie să verifice o serie de situații și să întocmească o serie de rapoarte care să dovedească viabilitatea instituției în care lucrează sau a firmei pe care o conduc. Mi se pare extraordinar configurația cunoscută sub numele de găleată din 11 septembrie, care de fapt ce face? Arată că a sosit vremea culesului, că ceea ce au semănat cu trudă acum începe să se adune în contul lor și confirmă încă o dată, dacă mai era nevoie, statutul profesional, punându-le în față rezultatele muncilor. Vor da dovadă de o creativitate ieșită din comun, cei care lucrează în domeniile grafică media, comunicare media electronică, web design, negocieri, contracte și contacte pe relații cu străinătatea. Vor semna un contract important care se discută de câteva luni. Vor vinde sau vor cumpăra case sau apartamente, sunt singurii capabili să țină în frâu impulsivitatea tinerilor și prin aceasta să-și atragă aprecierea lor prin felul de a fi. Pe 13 și 14 septembrie însă femeile Capricorn se pot confrunta cu încetarea unor contracte, cu ruperea oficială a unor relații, cu consumarea unui divorț care le-a adus numai angoasă și numai neliniște. Pentru alții, 14 septembrie poate aduce întâlnire de destin sau prietenii de o viață. Pe 15 septembrie pot scăpa de stresul unor intervenții chirurgicale ce păreau iminente datorită schimbării regimului de viață la care au recurs și chiar a celui alimentar. Dar ce mi se pare mie mai important este că este vorba despre schimbarea de atitudine față de sine însăși. Este un lucru foarte mare. Vărsător. Propria încăpățânare sau delăsare pare să le bareze acestor nativi drumul profesional. Conjuncția deja amintită lună neagră Saturn le cam face bucata. Simt și chiar intuiesc din cotro bate vântul, așa că nu trebuie să dispere, ci să aștepte zilele de marți și joi, 12-13 septembrie, pentru că ingeniozitatea, dar și exuberanța lor, deși este deranjantă uneori, poate să le aducă oameni cu care trebuie să se obișnuiască și care trebuie mai ales să se obișnuiască cu ei, nu doar ei cu aceia, ci și persoanele respective cu ei, pentru că așa sunt vărsătorii, n-ai ce să le faci. Pătratul dintre Pluto și Jupiter pare să le aducă mici blocaje profesionale, dar și financiare, de tipul iau dintr-un buzunar, pun în celălalt, sau banii adunați cu un anumit scop să fie nevoit să-i dirigeze într-o altă direcție care le-a scăpat din vedere. Noroc că mai au câte un înger păzitor care îi aduce cu picioarele pe pământ. Sâmbătă și duminică chiar ar putea face un asemenea bilanț. Nu aș spune că le merge rău profesional, cel puțin nu săptămâna aceasta, pentru că acum pare să vină să se reconfirme o serie din talentele și abilitățile lor, le va scoate încă o dată în evidență puterea de adaptare și de stabilitate atunci când își pun în cap să facă ceva,
Este o perioadă în care vor sesiza că oamenii au încredere în ei, că le ies lucrurile așa cum vor și au anumite idei, ca să spun așa, ceea ce îi va motiva o dată în plus să meargă mai departe pe drumul pe care l-au ales. Afectivitatea lor este dublată de creativitate, ei iubesc lumea și nu o anumită persoană, dar atunci când întâlnesc omul care într-adevăr să merite să le atragă atenția, puteți fi siguri că și-au găsit partenerii de viață. Totuși le-aș sugera să fie atenți la relațiile cu frații sau cu vecinii mai tineri, care pot face o pasiune subită pentru discuțiile cu ei și atunci nu mai scapă. Îi vor asteniza cu tot felul de întrebări și de telefoane din minut în minut. Atenție la mâncatul pe apucate. Pești. Acești nativi au un mod complicat de a vedea lucrurile și asta se datorează ușurătății cu care dezvoltă dependență față de ceva, am mai spus povestea asta. Conjuncția luna neagră Saturn pare să acționeze asemenea unui duș cu apă rece prin pătratul cu Chiron. Pe de o parte provoacă stagnări la nivel profesional, iar pe de alta disensiuni în sânul familiei. Peste această opoziție se așează un zmeu benefic din punct de vedere spiritual, care vine să suplinească nevoile imediate ale lor, așa că pe 11 și 12 septembrie să se aștepte să le vină vești de departe legate de străinătate. Cei care muncesc în domeniul creației vestimentare și a scenografiei pot culege roadele trudei ultimilor 2 ani, care se vor concretiza într-un proiect mai mare. Totuși, aș vrea să fie atenți cum vorbesc și ce vorbesc, pentru că ar putea să-și închidă niște uși singuri. Sau vorba aceea, își taie craca de sub picioare. Ziua de 12 septembrie se poate concretiza cu un draft pentru un viitor contract, posibil să fie nevoiți însă să-și desfășoare activitatea undeva la drum. În străinătate aș avansa chiar. Această confirmare va veni însă abia pe 14 sau pe 15 septembrie. Se pot îndrăgosti, doar că iubirea lor, am mai spus, cred că treaba asta, este o iubire otrăvită în sensul că își sufocă partenerii, deci trebuie să învețe să-și lasă partenerii să respire liber și să lase deoparte capriciile, pentru că vor trebui să învețe cum să se comporte într-o relație, să aibă încredere în forța iubirii lor, astfel încât fricile lor și atacurile de panică să se transforme, să se dizolve și nu să se transforme într-o capcană. Să fie atenți și la ce cheltuieli fac, pentru că sunt mână spartă exact când nu trebuie și 16 septembrie ei va prinde cu buzunarele goale. Vin niște sume din activități part-time, dar sunt infime pentru nevoile lor. Aș spune mai multă drămuială. Ca sănătate, sugerez grijă la unele probleme cardiace, rezultate nu atât a îmbolnăvirii inimii, ca să zicem așa, și am mai trecut prin această ipostază, cât a nopților pierdute. Și să renunțe la energizante. Pauză și revenim. Am revenit, dragii mei, în direct. Ne continuăm periplul cu berbecii. Pentru ei, pătratul dintre conjuncția lună neagră, Saturn și Jupiter este foarte puternic. În mod special aș atrage atenția asupra zilelor de 12 și de 13 septembrie, adică marți și miercuri. Sunt vizate schimbări în relațiile de familie și bolile cronice. Încă se pot rupe relații de afaceri și de familie datorită impulsivităților. Încă se pot manifesta boli pe care le-au crezut vindecate, în special durerile de cap sau lovituri, ori intervenții chirurgicale la nivelul capului. În același timp vor trebui să fie atenți, mai ales cei care sunt la drum și mai ales cei care sunt la volan. Deci și ei, ca și capricornii, ca și săgetătorii, în mod special, aș vrea să fie foarte atenți la volan. Persoanele vârstnice, femeile în special, trebuie să aibă grijă la tulburările de ritm cardiac, tensiune sau alte boli care implică sănătatea aparatului cardiovascular.
Dacă vreo viitoare mămică are planificată cezariana pe 12 sau pe 13 septembrie, să o facă în rest. Dacă puteți, amânați orice intervenție chirurgicală, cel puțin în această săptămână. Asta e excelent și la capitolul comunicare, dacă nu ar fi repeziți, deci să fie atenți la ceea ce li se cere, dar și la ceea ce spun. De asemenea, tinerilor le-aș sugera să aibă grijă ce fac la locul de muncă, deoarece există pericolul să-și piardă jobul. Financiar, par să vină niște bani, dar așa cum vin, așa se duc. O serie de taxe, de cheltuieli neprevăzute, care par stringente, mai ales că opoziția Soare-Neptun vine și zgândere puțin lucrurile pe axă financiară. În ce privește investițiile, speculațiile financiare sau iubirea, luna neagră îi va supune emoțional și psihic la tot felul de teste. Ca și sănătate, după cele enumerate mai sus, aș mai vrea să fie foarte atenți la problemele dentare. Taur. Vor face foarte multe eforturi să pună în practică o idee, posibil să țină de studiu, posibil de credință sau de un drum. Oricum, blocajele se regăsesc încă la nivelul relațiilor cu străinătatea, în special pentru cei care lucrează pe axa comerț exterior, comerț interior sau au afaceri cu străinătatea. Relațional, totuși, lucrurile sunt mai mult decât ar trebui să fie. Maturii și vârstnicii comunică excelent, ceea ce nu aș putea spune despre tineri care par iritați de lecțiile de viață pe care le tot primesc. Trebuie să înțeleagă că dacă vor să-și atingă scopurile, trebuie să plece urechea și să asculte, iar pe de altă parte să comunice. Pe 11 septembrie iau și ei decizia de a începe să-și cearnă prietenii și oamenii de încredere, ba mai mult vor avea revelația, dacă se poate spune așa, că cei care le-au promis de atâtea ori că îi ajută, de fapt nu i-au ajutat niciodată, ba mai mult au pus umărul să le demoleze poziția. Profesional își iau destinul în propriile mâini dacă știu cum să pună problema sau să-și prezinte proiectele. Vor avea parte pe 12 septembrie de un succes neașteptat. Aș vrea să fie atent și la Uranus, încă în opoziție cu Jupiter. Situații neașteptate de tipul diplomă de studii falsă, dispută cu foști dascăli, pierderea orelor la catedră sunt posibile de asemenea, sau să se încheie un proces în favoarea lor. Destul de bine susținut segmentul iubire. Fie întâlnesc perechea potrivită, fie, dacă sunt căsătoriți, vestea că vor deveni părinți îi va lua puțin pe nepregătite, dar se vor bucura. Cuplurile cu vechime să fie atente cum joacă pe frontul familiei, deoarece conjuncția lună neagră Saturn este destul de puternică și dacă pe de o parte aduce lucruri bune, pe de alta poate aduce probleme la care nici nu se gândesc, cum ar fi, de exemplu, separarea sau o boală neașteptată a partenerului de viață care să le dea viața peste cap lor. Vorbesc de metabolismul cotidian. De asemenea, pe 14 septembrie, sau 14 septembrie mai precis, este o zi excelentă pentru cei care lucrează în domeniul marketingului sau trebuie să semneze un contract important. Oricum, profesional își revin în forță sau ar trebui să-și revină. În continuare, atenție la alimentație, dar și la starea lor fizică de fiecare zi, frustrări și supărări nerezolvate, care repercutează în special asupra sistemului digestiv. Gemeni. Ei bine, pentru acești nativi, zilele de 11 și 12 septembrie sunt zile care aduc bani. Că recuperează niște bani, că se discută despre niște bani între patru ochi, despre o mărire de salariu în mod special, că li se returnează un împrumut, că pun la cale un nou proiect, orice este posibil. Le-a sugera însă să fie atenți la versatilitate, la micile minciuni care cred ei că sunt inerente, dar care de fapt sunt obișnuință, nu de alta, dar crucea în semne mutabile ar putea să le joace feste.
De asemenea, aș vrea să fie atenți la conjuncția Luna Neagră Saturn, cât și la Chiron, care le poate crea probleme care țin de relația socială cu prietenii, cu colegii de muncă sau să nu ajungă pe așa pe masa de operație din cauza unor banalități cărora nu le-au dat importanță la timpul potrivit. Devin special pentru că încep săptămâna cu incertitudinea stabilității locului de muncă, în condițiile în care instituția sau firma în care lucrează se restructurează. Au un sprijin în șefii sau patronilor care nu se pot dispensa însă de ei, dar le-ar sugera să nu li se urce la cap. Posibil ca pe 13 septembrie să apară o promovare neașteptată care va confirma creativitatea gemenilor sau se vor pomeni în postură de proaspăt moștenitori cu propunerea de luat în grijă a unui vârstnic și ia ca moștenirea. Vor avea senzația că i-a luat valul, dar cui nu-i pică bine o locuință sau o casă așa pe daibosh? Alți gemeni decid că este timpul să se așeze la casa lor și nu doar că își cer în căsătorie partenerul. Aleargă să stabilească și data anunții, programează localul, biserica și toate cele care trebuiesc. Zmeul din zilele de 13-14 septembrie le-ar putea aduce un nou mod de a percepere a planului material, inclusiv cel de a câștiga sau de a cheltui bani. Atenție ce vorbesc, cu cine se iau la harță pe 15 septembrie, deoarece crucea aceea cardinală de care aminteam la alte semne, o cruce cardinală de câteva ore, îi poate determina să abandoneze totul în ideea că printre străini este mai bine sau că în altă parte este mai bine. Cu alte cuvinte, vor da pasărea din mână pe cioara de pe gard și ia ca una nefăcută. Femeilor le-ar sugera ceva mai multă atenție la ceea ce mănâncă, la ce dietă țin, nu de alta, dar își vor da bila peste cap în asemenea hal încât riscă să ajungă la spital. Rac. Vor avea o săptămână bogată în elemente benefice. Astfel, duminică 10 septembrie, pun țara la cale în ce privește o serie de schimbări în gospodărie, de la schimbarea frigiderului și a televizorului, la achiziționarea unor lucruri de valoare, gen piesă de mobilier vechi, vază, o carte de patrimoniu și așa mai departe. Culmea este că le și reușește. De asemenea, aș sugera să amâne achiziția unei case sau unui apartament până la începutul lunii octombrie, sau ar putea să se mute în casă nouă, lucru care pentru raci este realizarea supremă dacă ne gândim cât sunt ei delegați de noțiunea de familie și de ideea de a asigura un viitor copiilor lor. Doar că această casă nouă le poate crea probleme și la propriu și la figurat. Trebuie să se țină tare, deoarece Luna Neagră și Saturn, în casa rutinei cotidiene, sugerează că există riscul să-și risipească veniturile pe tot soiul de reparații și remedieri. Marți, 11 septembrie, convinși că au dreptate, vor intra în dispută cu cineva din familie și de la o banală ceartă, iată riscul de a se separa. Vârstnicii, în schimb, se pot bucura de realizările nepoților sau vor face tot ce le stă în putință la rugămințile nepoților să împiedice un divorț. Un divorț care se anunță iminent. Se resimt foarte puternic influxurile careului intermediat de conjuncția Luna Neagră Saturn. Iluzia unui viitor loc de muncă sau unei promovări se va risipi repede când vor înțelege că încă nu este momentul să acționeze. Dureri de articulații, de spate și de oase, mai ales cei care lucrează la calculator, vor resimți durerile la nivelul încheieturilor degetelor. Leu. Ei bine, pentru acești nativi sunt posibile pe 10 și 11 septembrie dispute, fie cu copiii,
fie cu părinții pentru niște cheltuieli care nu se justifică sau nu sunt pe placul lor. Și disputa se poate încadra, încheia și cu o chelfăneală pentru copii. 12 septembrie activează un careunte cu focar funcția lună neagră Saturn în casa iubirii, așa că ia vedeți, nu cumva să apară restanțe taman la capitolul la care se cred stăpân pe situație. Posibil să se discute despre o moștenire financiară pe care o credeau sigură și deodată se pomenesc că mai sunt rude care se angajează la masa succesorală. Sau cei care se credeau stabil pe un post să nu se pomenească pe altă poziție evident inferioară. Tot acum pot apărea probleme cu cineva vârstnic din familie, boală sau un proces neașteptat. Opoziția Soare-Neptun tensionează lucrurile. 14 septembrie le poate aduce rezolvarea unor probleme, le poate certifica o anumită poziție care să le aducă liniștea financiară. Spaime pe care le-au trăit să se risipească acum ca și fumul. Comunicarea cu vecinii sau persoanele în vârstă este excelentă. Un alt segment excelent este cel locativ, posibil ca unii lei să încheie în sfârșit lucrările de renovare la o casă achiziționată cu ceva timp în urmă. 16 septembrie este o zi excelentă pentru familiști, oricum fiind sâmbătă. Cei care doresc să-și întemeieze o familie pot avea acum nunta sau pot stabili data nunții acum, iar cei care își doresc și ei un copil ar putea primi vestea în acest sens, pe neașteptate. Financiar lucrurile încep ușor ușor să se așeze, se pregătește terenul pentru momentul în care soarele va intra în balanță, un semn al echilibrului și a diplomației. Ca sănătate, a sugera atenție la problemele cardiace, mai ales la tensiunea hiperarterială sau la palpitații care se datorează, cum spuneam, oboselii, nici de cum problemelor cu organul în sine. Cam acestea sunt previziunile pentru săptămâna care urmează, săptămâna 10-16 septembrie. O săptămână destul de dinamică, dar și de optimistă în același timp pentru fiecare dintre noi și a spune că o serie de lucruri se așează în matca lor. Facem pauză și revenim cu lecția de astrologie. Am revenit, dragii mei, în direct. Ultima oară când ne-am întâlnit, discutasem despre Iunona sau Junona, cum spun unii. Rămăsese să mai discutăm despre partea de aspectarium. Avem aspectele cu luminariile. De exemplu, Junona Soare. Nu va atrage atenția prin ostentație sau dramatism, cum fac nativii semnului pe care îi patronează soarele, adică leu, dar ar putea deveni mai arătoși și mai dramatici după căsătorie. Aspectele armonioase, cum sunt conjuncția, sextilul și trigonul, pot acționa într-un mod similar cu influxurile venusiene, cresc harurile, farmecul și sociabilitatea nativilor. Junul aduce un aer de nevinovăție, exact cum ne plac oamenii cu Venus în conjuncție cu Soarele, deoarece sunt fermecători. Cei cu Iunona în aspecte armonioase cu Soarele sunt plăcute, deoarece sunt drăguțe cu cei din jur și par carismatice. În aspecte stresante sunt indicii de conflicte de orgolii cu partenerii. Frecvent există probleme în găsirea și păstrarea unui partener de viață. În multe situații nu există nici măcar dorința de a avea un partener. Când vorbim însă despre aspectul Iunona Lună, nativii vor fi atrași emoțional de partenerii lor. Vor tinde să cultive relații armonioase dacă aspectele sunt bune, conjuncții, sextile și trigoane. Aspectele stresante, pătratul și opoziția pot indica un conflict între nevoile lor emoționale și ideea de parteneriat.
Pot avea parte de un partener labil și hipersensibil sau unul care se plânge tot timpul. În schimb, partenerii sau partenerul lor le-ar putea transfera aceste trăsături și lor. Deci, aici să aibă mare grijă, prin mimetism social, să preia din aceste trăsături. Junona Mercur, partenerul unei asemenea nativ, nu va fi liniștit, în niciun caz nu va fi un tip tăcut. Oricine se căsătorește cu un asemenea om va trebui să comunice, să comunice, să comunice. Este imperios necesar, aspectele armonice indică o bună comunicare între parteneri. Arată că abilitatea de a comunica între parteneri îmbunătățește cuplul. Aspectele stresante pot sugera probleme, eu știu, de comunicare cu partenerii de viață. Când unul vorbește, celălalt trebuie să asculte, nu de alta, dar au tendința de a vorbi deodată și nu se mai înțeleg om cu tovarăș. Este ceea ce eu numesc principiul comunicării direct proporționale, în sensul că trebuie să învețe, să știe să-l aștepte sau să-l asculte pe partener atunci când vorbește, când este agitat, când acuză, când să-l lase să-și facă numărul, cum zic eu, să vorbească, să tacă și când se calmează să se reașeze la masa discuțiilor. Iunona Venus atrag un partener fermecător cu abilități artistice și cu bun gust. Cel puțin asta va tinde să fie adevărat în aspectele armonice. Cu aspectele stresante ar putea atrage un partener leneș, mincinos și indolent. Aceste trăsături îi le poate inocula și partenerului pe negândite. Ia uite, apropo de cei parteneri de viață care încep să semene între ei. Și acest lucru se va prelua. Cu aceste aspecte va exista permanent tendința unei ciocniri între nevoile nativului de parteneriat, junona și capacitatea acestuia de a-și exprima dragostea și afecțiunea. Venus. Ca urmare, ar putea găsi că este dificil să-și exprime dragostea pentru partenerul de viață sau invers și ar căuta să facă acest lucru în altă parte. Vedeți în ce barcă săriți. Sunt situații în care soțul este sexual activ cu oricare altă femeie, dar nu cu soția sa care îl inhibă. Deci, aici sunt mari probleme. Iunona Marte. Căsătoria și parteneriatul se vor contopi în acțiune. Nativul are nevoie de un partener care să fie activ în tot și toate. Îl atrag partenerii activi, deciși și agresivi. Cu un partener mai lent, încetinea lui poate scoate trăsăturile aminite la iveală și vor displace partenerului. Aspectele sugerează că sunt argumentativi cu partenerii, adică unul dintre ei ar putea încerca să-l domine pe celălalt. Este un joc tipic pentru Marte, un joc marțian tipic, mai ales că Iunona, știm foarte bine, mama lui Marte, în mitologie, și-a dorit tot timpul ca ea să controleze tot ce înseamnă căsnicie sau mariaj. Ajungem la unul din aspectele foarte interesante, Iunona Jupiter. Partenerul acestui nativ tinde să fie optimist, expansiv și jovial. Jovial, jovialitate, să știți că sunt termeni care vin de la Jupiter, de la numele lui Jupiter. Căsătoria și parteneriatele lor vor avea de asemenea un efect expansiv, adică îi poate face mai optimiști. Aspectele stresante sugerează că nativul ar putea atrage un partener hiperoptimist care așteaptă tot timpul să-i pice pleașca din cer, ca și cum norocul ar aștepta la colț. E, nu-i chiar așa. Ei mai trebuie să știe să-și provoace aceste întâlniri. Să și provoace, pardon, aceste întâlniri. Ar putea însă între parteneri, pardon, să existe discuții pornite de la diferențele religioase sau filozofice. Hiperoptimismul acestui tip de nativ ar putea fi implicat în povești adulterine care stârnesc destul de multe probleme.
Dacă există un aspect tensionat între Junona și Jupiter, fie nativul, fie nativ ar putea crede că în dragoste totul este posibil și pentru ei căsătorie înseamnă orice persoană care le place la momentul respectiv. Periculoasă poziție. Junona Saturn. Partenerii acestor nativi vor fi mai în vârstă, cel puțin spiritual, dacă nu și în ani, efectiv. Când aspectele sunt armonioase, partenerii nu sunt doar mai copți, ci aduc în cuplu afaceri și stabile, simți practic și încredere. În aspecte stresante, cuplul va fi tot timpul cu garda ridicată. Acestea pot provoca întârzierea căsătoriei sau respingerea acesteia. Dacă există un asemenea aspect, este bine ca nativii să nu se căsătorească înainte de 29 de ani, când se încheie primul ciclu saturnian, ciclul învățării și al asimilării. O căsătorie timpurie, înainte de închiderea ciclului, se va dezintegra lent, până când nu va mai exista nicio umbră de afecțiune, iar maiajul se prăbușește la propriu. Junona Saturn tensionat poate indica pe cineva care face o căsătorie din interes, motivul fiind stabilitatea. Dacă se încheie o căsătorie altfel decât bazată pe afecțiune, preferă să rămână prizonierii acesteia pe motiv că dă bine ca imagine socială, dar acești oameni trebuie să învețe să pună punct și să o ia de la capăt. În sfârșit, aspectele cu planetele transpersonale marchează nu doar un cuplu, ci în general generațiile de cupluri. Junona Uranus, dacă găsiți nativ cu această combinație în tema natală, să vă puneți următoarea întrebare. Presupunem că intrați într-o cameră în care sunt 20 de persoane. 19 sunt normale, iar una are probleme afective. Care este aceasta sau care dintre cei 20 au șansele cele mai mari să se căsătorească? În niciun caz, una din cele 19 normale, ci întotdeauna cea care va avea probleme de afectivitate. Pentru că, de ce? Pentru că Uranus face diferențele. Atunci când Junona și Uranus sunt în relații armonioase, partenerul sau cuplul trebuie să fie unul diferit și nu intră în necazuri neașteptate. Partenerul poate fi independent, foarte luminos, ori un pic ciudat. Cuplul în sine va fi probabil mult mai deschis, nu libertin, în care fiecare partener își va face treaba și își va vedea de drumul lor. Uranus este fanatic când se pune problema de spațiu și proprie libertate. Aspectele stresante pot duce la mai multe căsătorii. Junona Neptun. Dacă au un aspect stresant, i-aș ruga să nu se căsătorească cu cineva în prezența căruia să se simtă timorați, înspăimântați, chiar doar pentru că respectivul sau respectiva au o poziție socială bună și vor să se salveze de ei înșiși. Să se gândească doar că ar greși dacă ar încheia o asemenea căsătorie, altfel viața lor va fi una de coșmar și vor avea nevoie după aceea de câteva luni, dacă nu chiar de ani, ca să-și revină. Și nu așa singur, ci și undeva prin niște spitale de boli nervoase. Dacă însă aspectele sunt armonioase, vor avea parte de un sau o parteneră cu care vor empatiza, sensibil și imaginativi. Însă chiar dacă este vorba despre o căsătorie sau doar despre un parteneriat de afaceri, în toate cazurile va exista o înclinație spre a-și idealiza partenerul. În sfârșit, avem relația Iunona-Pluto. Viața de cuplu acestor nativ va tinde să fie intensă și secretoasă. Sexul va fi unul vulcanic. Amintiți-vă că Pluto este o planetă a extremelor. Mai înseamnă moarte și transformare. Puterea nativului sau partenerului său va fi afectată de căsătorie pentru că unul dintre ei va fi transformat clar într-un fel sau altul. Aspectele armonioase pot scoate la iveală o rezistență și o stabilitate a cuplului ieșită din comun sau
un parteneriat de afaceri cum nici nu și-au imaginat. Aspectele stresante însă va exprima puterea în forme și atitudini dictatoriale care se va consuma în lupta pentru dominație. Unul dintre partenerii de cuplu va încerca să-l domine pe celălalt. Este un aspect frecvent întâlnit în căsătoriile în care găsim violența în familie. Sentimentele față de partener pot merge cu ușurință de la te iubesc la te urăsc, de la mi-ești indiferent la sunt obsedat de tine. Deci, intră și obsesia maniacală tot sub semnul acestei combinații. Astfel am încheiat cu Junona. Întreb regia, mai luăm pauză sau mergem mai departe? Ce anume? Așa. Nu, mergem mai departe cu lecția de numai trebuie să vă băgați publicitatea, de-aia eu mă uitam că e și jumate. Nu? Ah! Înțeles. Cât mai avem? Da. Mă, de ce res am vorbit? Nu mai știu. Să nu vă aduceți aminte. De ce stați acolo? Ok, hai că o luăm acum cu... Mai dam niște dureri de gât și de cap de nebunesc. Asta e știi, e aerul condiționat de la, din sala de la nuntă care ne bătea în cap. Da, hai iubita. Sunt plecată de la 6:30. Nu zic, sunt plecată de la 6:30. A, da, trebuie să ajung la cineva și n-am ce să fac. Am promis că mă duc acum. Mi-am, în loc să mușc limba, am zis da. Știi? Da, iubita, hai. Ne continuăm lecția de astrologie. De asta dată vom vorbi despre Ceres. Sper să apucăm să terminăm în această parte. Din punct de vedere psihologic, reprezintă nevoia individuală de a participa la protecția pământului și a resurselor naturale, mai ales atunci când Ceres dă evenimentelor un impuls transpersonal, fiind conectată prin aspecte la planetele exterioare. Funcția de îngrijire este transferată de la nevoia de personal pentru îngrijirea copiilor la hrănirea instinctivă a comunității și a mediului, devenind o forță arhetipală care apare în conștiința colectivă, drept nevoia de a avea grijă de natură și de atenție la diminuarea resurselor naturale. Conștientizarea nașterii, morții și reînviere ca și cunoaștere sacră induce stima de sine scăzută, teama de abundență, sentimentul de abandon sau de nevrednicie, supraatașamentul, posesivitatea, complexul părinte-copil și sterilitatea. Din punct de vedere astronomic, asteroidul a fost descoperit în 1801 de Giuseppe Piazzi, un astronom care întocmea catalogul stelelor la observatorul din Palermo. La 1 ianuarie 1802, ea a fost mutată de către Heinrich Wilhelm Olbers în poziția calculată de Gauss. Este cea mai mare dintre cei 4 asteroizi cunoscuți, Pallas, Vesta și Unona, ceea ce ar face din ea o planetă cel puțin la fel de importantă ca și Pluto în tema astrală, deoarece ambele planete sunt pitice. Are o perioadă de revoluție de 4 ani și jumătate, diametrul este de 955 de kilometri și este vizibil, abia vizibilă cu ochiul liber, dar ușor de văzut cu binoclu, de exemplu. Din punct de vedere social, reprezintă controlul asupra resurselor naturale, reguli în ceea ce privește hrana, gătitul alimentelor și nutriția, ca și chintesența supraviețuirii prin hrană, agricultura și munca oamenilor pentru a-și procura hrana și alimentele,
sugerează influența mamei, munca grea, părinții și grădinăritul, ecologia și mișcările legate de protecția mediului. Din punct de vedere mitologic, vorbim despre Ceres Demeter, zeița agriculturii și a recoltelor, care simboliza cultivarea pământului, solul fertil, ca și condiție pentru dezvoltarea omenirii. A fost venerată ca mamă care își hrănește pruncii. Ciclul naturii ceresiene este revelat de mitologie prin mama singură care își crește cu grijă fica pe Core, Persefona, de care se îndrăgostește Pluto, Hades și, bineînțeles, o răpește. Interesant este aici, dacă facem o paranteză, faptul că la acest nivel Ceres, Persefona, pardon, sau Core este asimilată cu Lilith. Este un sincretism pe care o aduce Binezra în mitologie, unde vorbește despre acest lucru, spunând despre Core Persefona că este nimeni alta, sau despre Lilith, că este nimeni alta decât soția lui Pluto. Ori în momentul în care spune că este soția lui Pluto, Hades sau Hades, imediat te duci cu gândul la Core Persefona, care era fica Demetrei și pe care el a răpit-o într-o bună zi, dar el se spune că este primul viol înregistrat în istoria omenirii. Furioasă pentru această pierdere, Ceres nu se mai interesează de recolte și de belșugul naturii care se vor seca. Conflictul dintre ea și răpitor este mediat de Jupiter, Zeus, nimeni altul decât tatăl Corei, Persefona, și decide ca aceasta, ca fata, să stea 3/4 de an cu mama sa și 1/4 de an cu cel care devenise soț. Odată revenită în brațele mamei, primăvara și natura își reintră în drepturi, semințele încolțesc, florile înfloresc, roadele sunt pe măsura dărniciei acestei zeițe. Din punct de vedere astrologic, bine, sunt multe variante la acest mit, dar mie mi s-a părut foarte interesant asocierea dintre Core Persefona cu Lilith, scriind despre asta. Din punct de vedere astrologic, reprezintă locul în tema natală unde ne simțim cel mai bine hrăniți, unde ni se poate oferi cu ușurință dragostea și confortul matern. Reprezintă fertilitatea, uterul și stomacul. Este puternic susținută astral și atunci sugerează relația părinte-copil ca temă centrală. Puternic susținută în temea unei femei, arată că aceasta dorește să cultive dragostea și să-și îngrijească familia. În tema unui bărbat, vorbește despre un părinte foarte bun. În sens negativ, se manifestă prin sentimente profunde de durere și de pierdere, mai ales când este vorba despre persoane dragi, probleme la locul de muncă, tulburări de alimentație, probleme cu custodia, fostul soț de regulă își răpește copiii. În tema feminină reprezintă nașterea unui copil, debutul ciclului menstrual, începutul menopauzei sau momentul în care un copil pleacă de acasă, adică iese din casa părinților săi, fie că se căsătorește prin căsătorie, fie că se duce la studii, fie că se ocupă de viața lui. În semnă de foc, Ceres, ce ar semnifica? Păi în berbec vorbim despre independența alimentară și dragostea pentru activitatea fizică. Cei care au în această poziție în tema natală pot simți fie că nu sunt la locul potrivit sau omul potrivit, fie că sunt incompetenți în cazul în care concurează cu propria mamă la un moment dat. Sunt foarte protectori cu familia lor, atât prin acțiuni de decizie cât și fizice. Pun capăt unei relații într-un mod extrem de provocator. Ceres în berbec trebuie să fie promovată într-un mod activ, independent de familie și de partener. Numai așa nativul simte că este iubit. În cazul în care se simte dominat sau împins de la spate, pot dezvolta probleme de natură psihogenă. Ceres în leu se mândrește că să-și cultive talentele și relațiile cu ceilalți, oferă un exemplu viu al persoanei sigure de sine, au talentul de a-i infuza pe alții cu încredere în sine, în timp ce ei nu sunt cei mai buni la cultivarea aspectelor emoționale. Sunt totuși dedicați.
Cultivarea altora îi ajută pe cei cu cerex în leu să se simtă bine în pielea lor, în special atunci când sunt lăudați. Sunt creativi și independenți și știu să-și promoveze principiile. Când sunt dați deoparte, se simt neapreciați. Îi ajută pe alții să-și găsească muza în creație și să facă totul cu ajutorul ei. Autoexprimarea este foarte importantă pentru ei. Cultivarea lui Ceres în săgetător este aceea de a-și ascunde calitățile. Acești nativi tind să reflecte unitatea și pasiunea celor din jurul lor. Au nevoie să fie prețuiți pentru a reuși. Nu le cereți inițiativă pentru că nu știu de unde să înceapă. Această calitate neintrând în preocupările lor. Preferă să împărtășească înțelepciune, spirit de aventură și cunoaștere ca formă de îngrijire, cu aptitudini excelente de dascăl și pedagogi. Pot simți că viața lor este lipsită de sens atunci când sunt triști. Se hrănesc cu optimism la propriu. Au o mare pasiune să se ocupe de rezolvarea problemelor sociale. Se simt excelent atunci când libertatea de a explora are darul să le lărgească orizonturile. În semne de aer, Ceres în gemeni, nativii se simt îngrijiți atunci când cineva are timp să vorbească cu ei sau să scrie pentru ei. Hrana lor este comunicarea. Călătorind alături de ei, veți face să se simtă că îți pasă de ei. Le place să cultive altora plăcerea de a fi educat, timp pentru sporoveală sau cunoaștere, împărtășesc informații importante ori de câte ori au ocazia. De aceea nativii cu Ceres în gemeni sunt foarte buni dascăli. Când lucrurile nu merg bine, pot fi confuz sau adopt o atitudine superioară. Le place să învețe, să fie ascultat și să simt bine cu ei înșiși atunci când furnizează altora idei sau reușesc să ducă la bun sfârșit sarcini dificile. Ceres în balanță vorbește despre frumusețea și modul cum este aceasta întreținută. Au darul de a observa micile subtilități din atitudinile altora doar ca să arate că le pasă. Tot ceea ce fac pentru alții este cultivat prin gesturi mici care risipesc armonie și echilibru. Le place ca toată lumea să coopereze și să le împărtășească opiniile. Relația stabilă este una din forme hrănitoare pentru Ceres în balanță. Totuși, pot cădea în capcana de a soluționa nevoile altora și să uite să lucreze pentru sine. Bunele maniere și sensibilitățile față de sentimentele altora îi poate duce departe în cultivarea acestei combinații și știu să aprecieze efortul. Luxul nu este o irosire pentru că el se găsește perpetu în jurul balanțelor, de la mesele rafinate, țesăturile fine, la întreținerea frumuseții. Ceres în vărsător. Cu Ceres în vărsător, nativii găsesc consolarea în a fi altfel decât ceilalți, bineînțeles. Viața nativilor este centrată în jurul valorii de prietenie. Cu toate acestea, se simt demoralizați când realizează că cel pe care îl numea prieten numai asta nu este. Se poate simți ca un copil abandonat și trebuie să învețe să se protejeze de aceste stări. Le este greu să recunoască faptul că au nevoie de cineva. Intimitatea lor poate fi foarte dificilă. Trebuie să dezvolte un acut simț al dreptății sociale. Își doresc ca cei dragi să le aprecieze și să le accepte unicitatea. Se simt foarte bine atunci când sunt acceptați de un grup sau activează pentru o cauză. Când sunt înregimentați, se pot simți deconectați sau inadaptați social pentru că pun mare preț pe libertatea personală. Le place să-și ajute semenii pentru că acest lucru îi face să se simtă bine. Avem semnele de pământ, cu Ceres în taur, sugerează că nativul se simte îngrijit atunci când este hrănit și răsfățat. Un masaj bun ajută să se simtă conectați la planul material. Îi pot hrăni pe ceilalți oferindu-le cele necesare vieții, cum ar fi stabilitatea familiei și cea financiară. Nativii pot deveni dependenți de bunurile pe care le au sau pot echivala cu prețuirea de sine posesiunile pe care le dețin.
Atingerea, mângâierea, precum și cultivarea lor sunt o parte importantă a acestei combinații. Dacă se pot relaxa, este benefic. Se simt util în cazul în care ofer o mână de ajutor. Vreau să fac o paranteză apropo de atingere, mângâiere, precum și cultivarea lor. Harpagon, care își mângâia galbenii din lad. Aduceți-vi la minte pe lui de Fiune din filmul cu același nume. A fost este, dacă vreți, un Ceres în taur, cum nu se poate mai bine exploatat vizual și cred că inconștient făcut. Cu Ceres în Fecioară, nativul nu vrea să fie critic, dar felul cum abordează adesea ideea de cultivare a persoanei dă această impresie. Se simte bine atunci când se ocupă de detalii. Bineînțeles, Fecioara este maestra micilor detalii. De cele mai multe ori, critica frumos detaliată și explicată se poate transforma în educație. Doresc să se dedice celorlalți prin intermediul serviciului. În cel mai rău caz, devin perfecționiști, perfecționiștii care nu vor fi satisfăcuți niciodată de munca celorlaltă. Munca lor, bine organizată și pregătită, este de valoare și de aceea, alături de gemeni, și iată Mercur cum face legătura, fecioarele sunt dascăli excelenți și fecioarele sunt dascăli excelenți. Poartă haine de calitate și se hrănesc sănătos. Îi pot învăța pe alții să fie competenți, mândri de munca lor și cum să atingă aceste deziderate prin autodisciplină. În sfârșit, Ceres în Capricorn, nativii se simt hrăniți atunci când totul este organizat și dețin controlul situației. Ei ajută pe alții să învețe cum să reușească, simt un confort deosebit cu fiecare realizare. Au învățat să-și asume responsabilități, așa că acum ei vor învăța și pe alții asta. Când dețin controlul asupra acestor lucruri, poate deveni prea dependent de statutul său în efortul de a se simți bine. Surpriza o constituie instabilitatea și degradarea lumii. Își stabilesc obiective clare și lucrează din greu pentru atingerea lor. Încearcă tot posibilul pentru a-i face și pe alții să se realizeze cât de benefică este această cale pentru a-și îndeplini visele. Este greu pentru ei să se accepte uneori. Un sentiment plăcut pentru ei este cât de bine au reușit în viață. În sfârșit, Ceres în semne de apă. Ceres în rac cultivă dorința de protecție a familiei, a celor dragi. Căminul este locul unde se simt cel mai confortabil și se cultivă pe ei înșiși. Știu să se bucure de maternitate ca nimeni alții. Le place să îmbrățișeze pe cei dragi, iar când nu poate asigura familiei cele necesare traiului, trăiesc acut senzația că toată lumea îi urăște. Oferă sprijin atât fizic cât și emoțional. Alimentația joacă un rol important în relațiile de familie și cu ceilalți. Cei ale căror nevoi au fost îndeplinite încă de la o vârstă fragedă vor fi capabili să se abțină, să aibă grijă de ceilalți. Cei care au fost lipsiți sau sufocați cu prea multă afecțiune pot deveni insensibili însă la nevoile altora. Acceptarea de sine este importantă. Ceres în Scorpion cultivă tandrețea și mângâierea, în special în intimitate. Ei se bucură dacă fac din nimic un mister și dacă au parte și de ceva transformări. Alții sunt cei care pot aduce vindecarea interioară, făcându-i să se simtă împliniți. Legăturile cu cei dragi sunt profunde și fac să se simtă întregi. Controlul de sine și controlul emoțiilor sunt importante pentru ei și îi ajută pe ceilalți prin propriile experiențe de transformare care îi fac foarte puternici. Pot deveni geloși, posesivi sau răzbunători atunci când nu se simt prețuiți. Relațiile stabile sunt o parte importantă a principiului cultivării la ei. Izolarea le poate cauza probleme. În sfârșit, nativii cu Ceres în Pești sunt cei care reflectă emoțiile celor din jur. Ei doresc să înțeleagă și să ajute oamenii care trec prin crize emoționale, simt cu adevărat compasiunea acestora,
pe care o cultivă necondiționat, le place orice persoană cu imaginație, pentru că le umple sufletul cu bucurie și asta îi face să se simtă fericiți. Atunci când sunt părinți, se simt neajutorați, părăsiți, pardon, se simt neajutorați și abandonați. Au nevoie de timp pentru a se destresa și a se reenergiza. Apa este calmant bun pentru ei. Autoacceptarea depinde de capacitatea lor de a fi altruiști. Nu întâmplător, pentru că peștii sunt un semn emoțional, nu întâmplător, luna în acest semn vorbește despre dependențele pe care acești nativi le dezvoltă cu foarte mare ușurință față de partenerii lor. Sunt nativi care se atașează cu foarte mare ușurință și dacă mai au și un ceres tot în pești, s-au aranjat. Vreau să întreb regia câte minute mai avem. Am înțeles. Ne oprim aici pentru că în 4 minute nu o să pot să dezvolt mai departe pe ceres în case. O vom face la proxima întâlnire. Eu vă doresc să aveți parte de weekenduri luminoase. Vă doresc să chiar să rămâneți cu ceva din aceste lecții de astrologie și mi-ar place să cred că luați notițe, sunteți atenți și le luați cu creionul în mână. Cine dorește să aibă aceste lecții, se poate înscrie, am lansat pe Facebook ideea că vă puteți înscrie pe o platformă unde aceste lecții se vând, există calupuri de lecții, căutați pe Facebook, o să le găsiți. Și prețul este rezonabil în comparație cu ce a fost până acum, pentru că din toamnă probabil că ne vom muta pe altă platformă și o să puteți nu doar să le accesați, ci fiind ale dumneavoastră vă va fi cu foarte, foarte ușor să le citiți așa cum vi le expun eu aici. Mai mult am încercat în aceste lecții de astrologie să îmbin atât cât am putut, nu atât latura de nativă, de scriitor, cât aș spune mai degrabă latura de dascăl, care latură de fiecare, toată viața am spus că nu-mi place să fiu dascăl și totuși am avut parte de dascălie, am avut parte să formez oameni și sunt mândră de cei pe care i-am format, inclusiv în presă, ca ziariști, și care sunt nume la ora actuală. Cred că în fiecare există lucrul acesta, probabil că dezvoltat acest, într-un fel sau altul, și cred că mi se trage și de la ceresul ăla din fecioară care l-am și mă ajută foarte mult din acest punct de vedere. Dar și pe dumneavoastră este bine ca ceea ce vă spun, ceea ce vă ofer, orice soft, și apropo aici vreau să fac o pauză pentru că mai avem câteva minute, softul lui Valentin, primul soft românesc de astrologie, Astrolog R, îl puteți accesa gratuit, este, găsiți acolo și astrologie occidentală, astrologia pe care o fac eu, dar găsiți și astrologie indiană, vedică în mod special. Este important și interesant cum a fost sugestionat, inclusiv felul în care Valentina a încercat să dea pentru fiecare planetă, pentru fiecare casă, pentru fiecare semn, exemple spicuite, începând de la Dan Ciupercă și mergând până la Tracy Mark, mergând până la Steven Arroyo, Robert Hand, din ce am văzut. Este foarte interesant. Este interesant și atâta timp cât poate fi downloadat liber, folosiți-l. Veți învăța foarte multă astrologie de acolo. Nu așa cum o învățați la mine, dar o învățați grafic, pentru că aveți o hartă și foarte bine sistematizată, în culori foarte bine organizate. Singurul lucru care nu l-am înțeles și o să rog pe Vali să-mi scrie cum pot să deselectez din aspecte, pentru că sunt aspecte și lucruri cu care nu lucrez din astrologia vedică în astrologia occidentală.
Atât ar mai trebui să mă înveți. În rest, spor la treabă, spor la învățătură. Astrologia este totuși de viitor, chiar dacă unii o consideră perimată. Nu vă fie teamă să vă încercați să vă cunoașteți pe voi înșivă. Asta este important de reținut. Până peste 3 săptămâni vă dau întâlnire. Vă doresc o perioadă foarte bună și relaxantă. Învățați astrologie, că s-ar putea, când începem cursurile de acum, să venim și cu tabla de scris pe care să mai notăm câte ceva, să vedeți și grafic. Acestea fiind spuse, eu vă doresc ca Dumnezeu și astrele să vă binecuvânteze destinul și să vă regăsesc cu bine.